departe, meteorologii anunță că vine urgia în România. În următoarea perioadă vom avea parte de fenomene rare. Meteorologii au emis un avertisment de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale, vânt, vijelii și căderi de grindină. Tot de la specialiști am mai aflat că fenomenele vor fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare și cu efecte dezastruoase. Cu toate acestea, temperaturile sunt normale pentru această perioadă. Haideți să mergem și la hartă. În partea de nord-vest a țării, în regiunea Maramureș, temperatura maximă va fi de 22 de grade la Baia Mare. Coborâm în Crișana, maxima zilei va atinge 16 grade la Oradea. În Banat se vor înregistra astăzi 15 grade la Timișoara. În Oltenia, temperaturile vor fi cuprinse între 19 grade la Craiova și 21 la Drobeta, Turnul Severin. În Moldova, temperaturile vor fi cuprinse între 20 de grade la Galați și 23 la Iași. În zona litoralului, maxima zilei va atinge 18 grade la Constanța. În centrul teritoriului, temperaturile vor fi cuprinse între 20 de grade la Cluj și 22 la Brașov. Astăzi, în capitală, vom avea 23 de grade. Cam atât despre meteo, să aveți o zi excelentă! Nu pot să cred!